Bună seara și bine v-a regăsit! Este o nouă seară de sâmbătă, o nouă ediție al Cultura, ca de obicei. Pentru voi toți cei care ne ascultați la această oră sunt Dan Pârvu. De această dată am deosebită plăcere de a avea alături de mine pe domnul Lucian Boia, istoric, profesor emerit în cadrul Universității București. Domnule Boia, bine ați revenit! Vă mulțumesc pentru invitație și bună seara tuturor! Eu vă mulțumesc pentru faptul de a fi dat curs aceste invitații pe care v-am adresat-o, vom vorbi despre Ultimul dumneavoastră volum pe care îl semnați la editora Humanitas se intitulat În jurul Marii Uniri de la 1918 cu un subtitlu foarte interesant, aș spune eu, Națiune Frontiere Minorități, volum care va avea lansarea joi 2 noiembrie, orele 19, la librăria Humanitas Cismigiu. Așadar, iată, ați reușit să fiți probabil cu un pas înainte, eu aveam premieră pentru anul 2018, ca vi, care va fi unul cu o deosebită semnificație pentru toți românii, ați scris o carte dedicată Unirii, de la 1918. Da, de fapt, e o preocupare a mea de mai mulți ani, perioada aceasta a primului război mondial, cu consecințele respective și, în primul rând, crearea României mari. Acum doi ani sau trei ani sunt deja, am publicat uh, o carte despre primul război mondial, chiar cu acest titlu. De asemenea, am uh, îngrijit jurnalul Reginii Maria, sunt trei mari volume da. pline, pline, de informații, un jurnal uh, extrem de, de interesant. O apariție cu totul special. A apărut tot la editora Humanitas. Deci uh, s-au adunat uh, preocupările mele în această perioadă a istoriei și era firesc să vin și cu o carte despre Marea Unire. Însă nu e vorba doar de Marea Unire a Românilor, am vrut să o pun în context. Deci e vorba până la urmă de modul cum s-a restructurat și s-a restructurat în chip radical partea aceasta de Europa, Europa Centrală, Europa Sudestică, în urma de primului război mondial. Fiindcă noi românii suntem și e firesc, foarte preocupați de istoria românească în anii respectivi, suntem foarte preocupați de Marea Unire și de centenarul Marii Uniri, Însă e bine să privim și în, și în jurul nostru, fiindcă România nu este singura. Deci nu doar România s-a întregit la capătul primului război mondial, ci au fost schimbări teritoriale enorme în tot, în tot acest spațiu. Să ne uităm și spre cechi și slovaci, spre sârbi și Croați, spre Polonezi și, și așa mai departe. Lucrurile au fost mai mult decât spectaculoase la sfârșitul acestui prim război mondial. Păi absolut, care, fiindcă până la care nu prim... se mai vorbește în ultimul timp. Până la primul război mondial, toată partea asta de Europa a fost dominată de marile imperii. Imperiul Habsburg și respectiv Austro-Ungaria, Imperiul Rus și Imperiul Otoman, care e drept chiar înainte de primul război mondial mai de multă vreme dă de asemenea de oboseală și a tot pierdut din teritorii. Da, omul dar, Europei. Dar sfârșitul Imperiului Otoman se plasează tot la capătul primului război mondial. Dacă privim, eu și spre secolul al XIX-lea aici, exceptând țara românească, zic înainte de unirea noastră de la Uniunea 859, Exceptând țara românească și, și Moldova, prinse aici între cele trei mari imperii, în rest nu exista niciun teritoriu liber, cum să spun, care să aparțină unei anumite națiuni dominau, fără rival, marile imperii: Monarhia Habsburgică, Imperiul Rus și Imperiul Otoman. O stare, de fapt, care avea să dispară după sfârșitul primului război mondial. Um... Cred că numai în Franța se mai păstrează o amintire foarte vie a acestui eveniment istoric, aș putea spune, crucial, despre care, repet, nu prea se vorbește, sau cel puțin pare să-și fi, să fi pierdut interesul în, în cadrul preocupărilor de zi cu zi, să spunem așa, a oamenilor care mai au dorința de a ști, de a înțelege una de un anumit curs evenimențial pe care istoria îl -ă cuprinde, deși, ca să fim sinceri, primul și al doilea război mondial sunt cumva legate, cel puțin uh, marile personalități ale celor uh, două războaie mondiale au fost implicate în ambele conflicte și și-au plătit publica... alu, dar, istorice sunt uh, legate. Nu am fi avut al doilea război mondial dacă n-ar fi da. fost primul. Și nu e doar un joc de cuvinte, sigur că dacă n-ar fi fost primul, al doilea, chiar dacă ar fi fost, nu mai putea să fie primul. Însă, <laughs> <laughs> însă, da, este însă chiar că nu ar fi fost. Deci al doilea război mondial e continuarea, continuarea directă a, a primului, adică țările nemulțumite de modul cum au fost tratate prin pacea de la Versailles și Germania, în primul rând, sigur, și Ungaria și alții, chiar și, chiar și Italia a fost nemulțumită, deși s-a aflat în tabăra învingătorilor însă spera să primească mai mult decât a primit, însă marea nemulțumire a fost într-adevăr în, în, Germania și asta a ușurat foarte tare ascensiunea nazismului și, și tot ce a urmat. Haideți să ne întoarcem la acest an 1918. Subtitlul adică, volumului dumneavoastră, Națiune, Frontiere, Minorități, Iată, cred că suntem în chiar miezul problemei. Există o tabără a învingătorilor, o tabără a învinșilor. Se iau niște hotărâri, se trasează niște frontiere care au de-a face sau nu, într-o măsură mai mică sau mai mare cu aceste minorități și cu conceptul acesta de națiune. Ce se întâmplă practic la 1918, în, mai ales în Europa Centrală și în Europa de Est? Bine, la 1918 sistemul păcii de la Versailles a mizat în primul și în primul rând pe dreptul poporilor la autodeterminare. Deci crearea de state pe cât posibil naționale. Aici au intervenit însă foarte multe dificultăți. Mai întâi amestecul de populație care în Europa centrală răsăriteană, sudestică se află și mai ales se afla atunci la cote, la cote foarte înalte. erau regiuni, sigur, unele cu mai puțin amestec, dar unele extraordinar de amestecate, inclusiv din teritoriile pe care le-a primit România, Bucovina. Bucovina, de pildă, era un amestec de români, ucrainieni, evrei, germani și așa mai departe sau Banatul iarăși era foarte, foarte amestecat până la urmă s-a tăiat în două cea mai mare parte a revenit României partea cealaltă, Boevodina a revenit Iugoslaviei, însă au rămas destui sârbi în România și destul, destui români mm. în Iugoslavia Macedonia iarăși era teribil de, de amestecată și așa mai departe de, deci a fost o dificultate reală aproape de imposibilitate, aș spune, să mulțumești pe toată lumea în modul cum s-au trasat frontierele. Asta e o deosebire sensibilă între Europa apuseană și Europa centrală și răsăriteană. În apusul Europei, frontierele etnice, frontierele naționale au fost destul de evidente. Nu prea există teritorii atât de amestecate. E o linie destul de netă de pildă care separă populațiile romanice de cele germanice. Între Franța și Germania linia Rinului, sigur, e și problema al care e puțin mai complicată. Pe care ați adus-o în discuție în cadrul vorbii Da, e, e, e un caz mai aparte fiindcă ne, ne conduce până la urmă spre definiția națiunii, cum să spun. Deci etnia sacienilor este germană fără, fără îndoială. Ei vorbesc cu un dialect german, însă de aparținuți, cel puțin după Definiția franceză a națiunii aparțin națiunii franceze, fiindcă națiunea nu e pur și simplu un anume popor care vorbește o anume limbă. Națiunea înseamnă, în primul și în primul rând, o anume conștiință că aparții unei comunități și dorința de a aparține comunității respective. Sunt cazuri când poți vorbi altă limbă decât, să spunem, limba oficială a unei țări, dar te simți parte a națiunii respective. Deci nu este o condiție obligatorie limba pe care o vorbești. Potrivit definiții politice, definiția franceză, cum s-a spunea națiunii germanii, aveau o altă definiție care era mai apropiată de modelul etnic. Și de aici și conflictul, sigur, nu numai de aici, dar conflictul pentru Alsacia, care potrivit germanilor era germană, fiindcă oamenii ăștia vorbesc limba germană, Potrivit francezilor, Alsacia era franceză, fiindcă oamenii aceștia, indiferent de ce limbă vorbesc la ei acasă, au vrut și vor să fie partea națiunii franceze. Deci sunt cele două definiții care s-au bătut cap în cap și care au justificat tot felul de, de conflicte. Am înțeles. Acum să ne reîntoarcem în zona aceasta care ne preocupă cel mai mult. Vorbeați de un amestec foarte pronunțat în zona. Vorbați în același timp de faptul că zona era cumva controlată și nu ați spune înghețată, dar într-o stare de echilibru între cele trei imperii, rus, Habsburgic și otoman. Aș vrea să vă pun o întrebare. Sunt absolut convins că undeva, în zonele de putere și la factorii de decizie fiecare dintre cele trei entități politice despre care vorbim aici, se cunoșteau foarte clar punctele sensibile, mai ales din punct de vedere etnic, unde acest amestec era funcțional în zonele stăpânite de fiecare dintre cele trei. Credeți că această menținere a amestecului era o, o politică Dorită de către cei care îi se aflau permanent la conducerea acestor entități politice, adică s-ar fi putut face, de exemplu, mă gândesc cum a făcut Stalin, deplasări de populații, urmărind diverse. Bine, scopuri. Asta, asta în Rusia. Asta în Rusia, da. Nu se putea face, totuși, în austro ungaria <laughs> Da. <laughs> Câte nemulțumiri vor fi fost de ordine etnic și națională. <laughs> da. În legătură cu Austro-Ungaria, era totuși un stat de drept. Da. Și nu. nu Ceea nu ce popoarelor trebuie ținut minte. Așa era cel puțin categorisit acest imperiu Habsburgic la un moment dat. Este, Rusia, se... Rusia era mai aproape de sensul unei asemenea caracterizări de închisoarea popoarelor. Am făcut pur și simplu e, o, eu, o trimitere e, la o etichetare. Eu aș ezita să numesc Austro-Ungaria închisoarea popoarelor. Mi, mi se pare că am prea dur termenul. Da. Așa, e, se, așa se spune, sigur, se vehicula. Sigur că a existat o discriminare. Ce se întâmplă? Trebuie să privim și separat cele două părți constitutive după 1867 când s-a încheiat compromisul austro-ungar. Deci una e Austria, alta e Ungaria. Uh, Ungaria s-a vrut stat național de la bun început deși uh, ungurii uh, reprezentau ceva mai puțin de jumătate din, din populația țării, restul erau minoritățile. În schimb, în partea austriacă avem un conglomerat de țări istorice. Deci avem partea germană, sigur, unde nu prea există alte minorități. După aceea e însă Cehia, unde aproape 70% sunt ceci, dar 30% germani în zona sudeților după aceea Galiția, care îi poloneză în mare măsură, dar și cu foarte mulți ucrainieni, și după aceea, la capătul răsăritean al părții austriece din Monarhia Habsburgică, Bucovina, despre care vorbeam puțin mai înainte, iarăși cu un amestec de, de populații. Nu, austriecii nu au avut tendința asta a germanizării, nu, nu, nu s-au considerat stat național, era clar că era un conglomerat de, de, de diferite provincii, Sigur că austriecii, germanii, cum vrem să le spunem, se considerau și erau mai egali decât ceilalți, fiindcă cultura comună, până la urmă, s-a realizat în jurul limbii germane, a culturii germane, însă n-au urmărit mai mult decât atât, n-au urmărit deznaționalizarea celorlalți și nici nu ar fi avut forța să o facă, fiindcă erau mai puțin numeroși, mai puțin prezenți în partea lor de imperiu decât erau ungurii, în, în partea asta, ungurească a monarhiei austro-ungare. -Austro Marea greșeală a Ungariei a fost însă aceea de a nu înțelege că nu are cum să fie stat național când alături de ei trăiesc multe alte naționalități, fiecare fiind majoritară pe propriul său teritoriu, cazul românilor din Transilvania. Însă, sigur că pe de altă parte și Transilvania. Aveau o majoritate românească, dar și în Transilvania erau și ceilalți. Dacă ne uităm la datele statistice, ultimul recensământ e în 1910, uh, ungurii erau puțin peste 30%, mă refer la Transilvania, ungurii. Criteriul nu era cel etnic, ci, ci cel lingvistic. Deci sunt înregistrați cei care vorbesc o anumită limbă, vorbitorii de maghiară, nu neapărat maghiari, erau puțin peste 30%. Aici intrau și câteva procente de evrei, de pildă, a căror limbă era de tot, tot. Tot limba maghiară, da. Deci, românii ceva peste 50, vreo 53-54%, maghiarii puțin peste 30%, germanii cam 10%, cam asta e compoziția etnică cu principalele principalele etnii existente în, în Transilvania. Iar când s-a făcut împărțirea, cum să spun, s-a ținut seama și dreptatea a fost socotită în funcție de uh, etnia majoritară din fiecare regiune, din fiecare, legiune, din fiecare uh, provincie. Da, probabil că nu s-ar fi putut face altfel această da, departajare e, e foarte, sau delimitare. E foarte curios, dar nu avem cum să știm. Putem doar să construim scenarii de tot felul. Ce s-ar fi întâmplat fără război? Fiindcă totuși un, un lucru care pare destul de curios, dar așa au stat treburile. au ungaria a rezistat destul de bine în anii de război. Deci n-au fost tulburări naționale semnificative, nici în 1914, nici în 15, nici în 16, nici în 17, nici în 18 chiar. Abia la sfârșit că războiul a fost pierdut, atunci în câteva săptămâni s-a făcut bucăți ă, austro ungaria Și care e explicația din punctul nostru de vedere? Cred că mai exista încă un anume atașament față de ceea ce era o țară comună a acestor oameni, și uh, românii din Transilvania, de pildă, au mizat până, până foarte târziu, până, până la sfârșit, s-ar putea spune, au mizat pe Viena. Sperau că împăratul, și erau planuri de reformă, inclusiv planul lansat de un român, Aurel Popovici, sub titlul Statele Unite ale Austriei Mari, o carte apărută în 1906 și în care Popovici propunea federalizarea întregii monarhii habsburgice, ținându-se seama de e, repartiția etniilor. Deci fiecare etnie prezentă majoritară într-o anumită regiune să-și aibă propriul său stat și toate la un loc, un soi de confederație ar fi e, însemnat e, Austria Mare pe care o, o preconiza Aurel ce, ce Popovici. Da, sigur că transilvanenii românii transilvaneni priveau și spre România și până la urmă asta a fost soluția. Dar mă întreb, nu, nu știm, nimeni nu știe, fără, fără război, ce, ce s-ar fi întâmplat până la urmă? Fiindcă nu, nu, nu puteau lucrurile să continue la nesfârșit așa, cu, mai ales în partea, în partea maghiară a monarhiei, în partea ungară. În partea cealaltă se mergea în mod evident spre o oarecare democratizare, se introdusese și votul universal în Austria în, în 1907. În Ungaria n-a existat votul universal până la sfârșitul monarhiei casburgice. Și era mai ușor, fiindcă deja partea austriacă era un soi de confederație. Deci, dificultatea cea mare în reformarea monarhiei Habsburgice a reprezentat-o Ungaria cu ideea asta de stat, de stat național și ungurii au înțeles să nu, să nu cedeze câtuși de puțin în această privință. Dar spuneți-mi, acest proiect, cum e cel a lui Aurel Cepopovici, despre care spuneați că cartea a apărut în 1906. Poate mă gândesc la fel în aceste scenarii posibile. La 1906 nimeni n-ar fi întrebăzut posibilitatea unui război în 1914 sau foarte puțin ar fi fost aceea. Mă gândesc că poate acest proiect putea să cuprindă, să zicem, datele realiste sau ceea ce s-ar fi putut face cu datele din teren de la vremea respectivă. Nimeni n-ar fi crezut posibilă o unire, poate, în ceea ce privește pe români, globală, așa cum s-a petrecut mai târziu și cu Basarabia, cu Dobrocea, tot, tot a, ce s-a... -a, nimeni n-avea cum să, cum să... Și prevară. atunci poate că Popovici a făcut proiecția unei posibilități la scară maximă. Cam atât s-ar fi putut realiza. Și într-un viitor, probabil cert care nu se putea pune pe hârtie, bănuiesc, până putem să decât să speculăm la ora aceasta, un, o, poate că și-ar fi dorit și următoarea etapă a unificării. Dar în afara unui război și a unui conflict care a dus, iată, în cumva, cu ghilimea de rigoare natural la acest lucru, cred că mai mult de atât nu se putea propune în cadrul unui da, proiect. Da, evident. Pe de altă parte, însă... Pentru că unde vreau să ajung eu, cred că totuși o conștiință a unității și a unei rădăcini comune aici există în mod indubitabil. A, da, nu se discută, bineînțeles. Și o dorință cumva poate mai clar sau mai ambigu no, formulată doar, de, doar de unire, cred că exista. Exista, sigur că da. Și se exprima chiar cât se poate de liber în regat. Da. În Mica România, în Transilvania, n mai cum să exprimi o asemenea, în clar, cum să zic, o asemenea intenție, fiindcă ai fi încălcat Constituția, da. legile și. Și erai pasibil și, de toate pedepsele posibile. Sigur, erai pasibil chiar pentru mai puțin, cum a fost procesul memorandiștilor. Memorandiștii n-au cerut unirea cu România, au cerut drepturi egale pentru. Românii au cerut, cereau în continuare de mai multă vreme autonomia Transilvaniei și au intrat, au intrat la închisoare. Sigur, n-a fost o detenție cumplită, să nu ne închipuim. Da. E, e, era onorant atunci să fi deținut politic, <laughs> dar de a devenit o primește mai mare decât altele să fi deținut politic sub regimurile totalitare. Dar în secolul al XIX-lea erai tratat cu oarecare eleganță, cum să spun, adică nu erai un borfaș Erai o persoană sau un grup cu alte opinii decât cele admise, admise legal. Da, bun, dar nu asta e problema noastră acum în discuție. Nu, aici sigur că a trebuit să se întâlnească, au trebuit să se întâlnească dorințele, visele românilor cu o anumită realitate istorică, cu un anume mers al istoriei, dacă n-ar fi fost Primul război mondial, nu știu, ar fi fost foarte complicat ca să se detașeze teritoriile astea. Și nu e vorba doar de România, încă o dată, e vorba și de sârbi, de croați, de slovași, de. de întreaga zonă. Și, și așa mai departe. Cum s-ar fi împărțită, în ce condiții și la ce s-ar fi ajuns. Până la urmă, războiul, și mai ales înfrângerea în război a puterilor centrale, a, a rezolvat chestiunea asta, sigur, nu spre mulțumirea tuturor. Din păcate nu poți să-i mulțumești pe toți. Asta este o vorbă care trebuie luată foarte în serios. Încerci să faci ceea ce se poate face. Până la urmă se pare că în zonă noi am ieșit cel mai bine, nu? Da, noi am ieșit cel mai bine, fiindcă și românii au dovedit, mai mult decât alții, un sentiment al unității cât se poate de, 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 de autentic. Dacă România, și o determinare fantastică, mi se pare mie. Dacă România s-a dezmembrat parțial la 1940, asta a fost în urma uh, presiunilor din afară. Deci, mai repede, la dictatul de la Viena, cu pierderea Transilvaniei de Nord, pierderea Basarabiei și Bucovinei, anexate de Bucovina de Nord anexate de Uniunea Sovietică și pierderea cadrilaterului, să o spunem și pe asta, care a revenit Bulgarii și asupra căruia, trebuie să fie vorba, românii nu aveau vreun drept anume asupra cadrilaterului. Uh, da, însă uh, au fost toate astea urmări ale presiunilor uh, uh, foarte, foarte puternice la, din afară, la care statul român a reușit atunci să, să, să reziste, însă nici de cum vreo intenție românească, din provinciile românești de a se detașa de România, așa ceva n-a existat. Și subliniez acest lucru, fiindcă trebuie să s-au petrecut altfel în Iugoslavia sau în Cecoslovacia. Și, și aici ajungem iar la definiția națiunii, care nu este chiar atât de simplă. La Versailles s-a mers pe limba vorbită. Sigur, nu erau să se facă nu știu ce studii savante sau discuții filozofice, ce e națiunea și ce nu e națiunea. Și atunci lucrurile au părut clare, deși ele nu erau at atât de clare și deloc sigure. Adică, sârbii și croații vorbesc aceeași limbă. Numită de unii sârbă, sârbo, -croată, croată de alții croată, sârbă. sârbă de unii sârbă de alții croată, dar mă rog, e, e, cam, aceeași, e, e cam aceeași limbă. Bozniacii de asemenea vorbesc sârbește. Muntenegrenii și ei vorbesc sârbește. Și atunci, bun, toate țările astea, toate provinciile astea au fost sudate într-un stat național unitar care și-a zis la un moment dat Iugoslavia, Iugoslavia. De pe la sfârșitul anilor 20. Ori realitatea este că ei nu formau de fapt o, na o națiune, cât uși de puțin și asta s-a văzut în conflictele care s-au iscat între sârbi și croați. Asasinarea regelui Alexandru al Iugoslaviei în 1934, și așa mai departe. Și faptul că și în contextul celui de-al doilea război mondial, Sârbii și Croații s-au măcelărit reciproc, și nu mai vorbim până în urmă cu câțiva ani. Da, an, în anii 90. În, în anii 90 am văzut, am văzut ce s-a întâmplat. Deci, pentru a defini națiunea, nu ajunge să spui că oamenii vorbesc aceeași limbă. Pot să vorbească aceeași limbă, dar să aparțină totuși unor națiuni diferite fiindcă alături de limbă, care sigur e foarte semnificativă, dar încă o dată nu reprezintă totul în materie de, de edificare a, a națiunilor, deci alături de limbă trebuie luată în considerație și religia și istoria, spațiul istoric în care a evoluat una sau alta dintre aceste comunități și atunci vezi foarte clar diferența, sigur că sunt și apropieri și lingvistice și altele, dar sunt și diferențe foarte mari. Între sârbii uh, balcanici și ortodoxi, între croații catolici, uh, slovenii de asemenea catolici și foarte legați de, de Austria, de, de istoria monarhiei azurice, uh, și bozniacii, unii uh, catolici, uh, alții ortodoxi și, și alții cei mai mulți musulmani. Am deci, putea concluziona atunci, în ceea ce privește pe români, că. Uh, un element important uh, de unitate uh, ar putea să fie și faptul că Marea lor majoritate sunt ortodoxi, creștini ortodoxi? Da, da, sunt ortodoxi, deși și aici intervine deosebirea când e vorba de greco-catolici, de uniți. În Transilvania, în Transilvania propriu zisă în fostul principat al Transilvaniei, românii greco-catolici erau mai numeroși, deveniseră mai numeroși decât, decât, decât românii ortodoxi. Însă, e drept că și greco-catolicismul păstra, măcar în, în partea lui formală, să spunem, nu mă refer la dogmă, păstra multe elemente de contact cu, cu, cu Ortodoxia. Nu a fost o diferență susceptibilă de a-i pune pe români unii împotriva altora. Și bănuiesc că poate fi interpretată totuși ca o impunere din afară, cel puțin în momentul inițial când apare, nu? S-a da, dorit, adică nu da, a fost dar, ceva spontan nu, ieșit Bine, din bine, bine, nu a fost, dar... Un product, o producție pur românească, așa nu s-a... Sau cel puțin așa apare să fie. Dar de, trecând generațiile una după alta, greco-catolicii se considerau cu adevărat greco-catolici. Da, deveniseră săr autonomie. Sigur, sigur. Și, și să nu uităm că mișcarea națională a românilor transilvăneni care a dat semnalul printre toți românii, semnalul afirmării națiunii române, a fost inițiată și multă vreme ei s-au aflat în, în fruntea acestei mișcări de greco-catolici. Școala Ardeleană este greco-catolică. Și, cumva... și Petru Maior, și Gheorghe da. Șincai, și toți istoricii și luptătorii naționali ai școlii Ardeleană sunt, sunt catolici, greco-catolici. Greco-catolici, dar... da, înțeleg. da. Însă, de, de, diferența era mai mică între uh, greco-catolici și ortodox decât între romano-catolici, să spunem. Da, și, și, ortodox, și, bineînță, și ortodox și Se de, pare că, uh, totuși, cel mai important, indiferent de apartenența aceasta confesională, era acest concept al unei unități, uh, de istorie, de apartenență. Da, care s-a forjat de-a lungul timpului. Apropo și de această școală ardeleană. Am face o mare greșeală să împingem ideea asta unității nevul mediu sau mai știu eu unde adică am supralicitat fără fără vreun folos cum să spun adică a pune conștiința națională de pildă la originea acțiunii lui Mihai Viteazu. Deci Mihai Viteazu când a cucerit Transilvania când a cucerit Moldova nu a avut o, 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 o intenție de ordin național nu era mânat. în de azi a fost vorba de un proiect personal nu. Bine, și de un proiect politic creștin, cum să spun, în asociere cu monarhia habsburgică împotriva Imperiului Otoman, deci sigur că sunt determinări ideologice și politice în ce a făcut Mihai Viteazul, dar nu este vreo intenție de, de ordin național și nici nu putea să fie... Dar spuneți-mi în, în ceea ce privește pe la momentul respectiv acel 1600, acel an 1600 celebru care pentru noi a devenit iconic pentru generațiile care au urmat evenimentului ceea ce privește pe Mihai Viteazu, Mihai din punctul nostru de vedere, nu credeți totuși că el a mizat pe. Și cumva, nu știu dacă e explicit sau nu, pe această unitate etnică și bun, de dar, credință? Bun, dar ce facem cu Transilvania atunci? Unde, unde probabil că românii erau și atunci majoritatea. da, da. Da, dar alcătuiau pătura rurală, țărănească. Care la 1600 nu prea conta, că nu-i întreba nimeni. E foarte e, adevărat. A ajuns să conteze și numărul a ajuns să conteze foarte tare în epoca modernă, odată cu democrația, dar la 1600 Transilvania era condusă de principi unguri, de o aristocrație maghiară și. Cu care Mihai Viteazul avea de-a face. Deci, ca stat, ca stat, Transilvania era ungurească, nu era românească. Da. Sigur, dacă îi numărăm pe locuitori, era mai mult românească decât ungurească, dar cine îi număra și cine îi întreba? Că doar nu îi întreba nimeni pe țăran, vă place sau nu să facem unirea cu mica e... deci de de să nu actualizăm prea mult lucrurile, mai ales că nu câștigăm nimic din, din treaba asta. Transilvania e azi românească, românii sunt încă mult mai numeroși în Transilvania decât erau în 1918, deci Povestea asta este încheiată și este încheiată în favoarea uh, românilor, în favoarea României. Și atunci de ce să-l chinuim pe, pe Mihai Viteazu sau să pornim de la Daci? Că ăsta e spațiul dacic pe care românii l-au primit moștenire? Dar, dar uitați-vă, e un exemplu foarte interesant care se poate da între cele două părți ale României de mai târziu care au, au fost de-a lungul evului mediu cel puțin cele mai apropiate țara românească și Moldova. E bine, oamenii își afirmau totuși identitatea specifică fiecăruia dintre aceste țări. Moldovenii nu s-au spus niciodată români. Până, până în secolul XIX. Nu? La 1859 ei încă spuneau mai curând moldoveni decât români. Sigur că, din punctul nostru de vedere, sunt români și. Dar de, de, când noi spunem că Ștefan cel Mare a fost un domnitor român. El n-ar fi înțeles, în cel Mare, ce, ce vrem noi să să-i spunem, fiindcă el era cu siguranță de altă părere. El, el s-a considerat un domnitor moldovean. Deci țara se numea Moldova. Și, și Dar e... pe de altă parte acea conștiință a sorgintei comune, că da, de da, la da. râm ne tragem cu Da, doți, da, da care da. ni s-a tot băgat în școală, da, ea, da, ajung, ea este documentată ca atare. Ajung imediat, exact asta vreau să spun. Deci, cronicarii moldoveni, mari cronicari din secolul al XVII-lea, Grigore Ureche, Miron Costin, afirmă cu toții originea comună și originea latină, sigur, dar comună a românilor, de la râm ne tragem. Însă Grigore Ureche scrie asta în letopisețul țării Moldovei, deci niciunul dintre ei nu scrie o istoria românilor, ei scriu istoria Moldovei. Iar ideea asta că ne tragem de la râm și că vorbim aceeași limbă, este afirmat într-un subcapitol al letovisețului țării Moldovei, al lui Grigore Ureche, care se numește Despre limba noastră moldovenească. Iar Miron Costin scrie o carte despre originea românilor, sigur și a muntenilor și a moldovenilor și a tuturor românilor, însă o intitulează de neamul moldovenilor. Deci, identitatea, sigur că știau, era cu totul evident că vorbesc aceeași limbă și sunt apropiați prin limbă și prin cultură, dar identitatea, cum să spun, identitatea politică, identitatea statală, era, era alta. Una era țara românească și alta, și alta era moldova. Aș vrea să profit de prezența noastră aici să vă pun două întrebări care mi se pare că se leagă exact de contextul discuției noastre, chiar de locul în care am ajuns. Ați spus să nu mergem prea mult în. înapoi și să încărcăm personajele istorice respective cu ceva ce probabil. Da, mai cu, mult decât sigur nu-și doreau. Cu sentimente și cu idei care ne aparțin nouă. Ne, ne aparțin, nu, nu, și, și să nu ne închipuim, fiindcă vorbeam de Moldova la 1600. Da. Deci, asta se vede clar în cronica lui Miron Costin și se știe. Moldovenii n-au apreciat deloc. Că, Transilvania, adică ungurii din Transilvania, evident că nu le-a plăcut să fie stăpâniți de, de, de Mihai, dar nici moldovenii nu au apreciat uh, acțiunea lui Mihai Viteazu. Au, au considerat-o un, un act de cucerire. Am înțeles, dar. Dar lucrurile au evoluat, adică ce vreau eu să spun e că Unirea Românilor s-a făcut treptat. Prin apropiere, sigur, lingvistică de la bun început, prin apropiere culturală, prin apropiere politică, se poate urmări procesul ăsta de la un veac la altul sau de la o da. generație la alta. Dar, Dar o conștiință în înrudirii a existat tot timpul. Bine, era, era evidentă, însă criteriul după care sunt decupate granițele în Evul Mediu nu este cel național. Nu numai la noi, da, nici în Europa Occidentală, nicăieri. Națiunea este o, în o, Italia, un struct târziu. În Italia existau nu știu câte Cultural. state, nu? În Germania, iarăși, existau Iar, nu știu fel. câte bine state. Bineînțeles, bineînțeles. Franța a fost și ea, inițial, un conglomerat. A venit limba da. și cultura franceză ca un tăvăluc și, și a fost francizat, cum să spun, întreg da. teritoriu, dar inițial e un conglomerat de limbi, de culturi. Da. Aș vrea, totuși, să vă pun o întrebare, așa după cum spuneam anterior. Acest mers de rac, care la un moment dat trebuie să justifice un prezent. Pe scara temporală, un prezent pe care îl putem nota cu X la momentul respectiv, când este necesară această întoarcere în istorie. Spuneți-mi, cred că toate popoarele fac același lucru, se folosesc de acest trecut și la un moment dat istoricii devin niște personaje cheie pentru factorii de decizie. Gândiți-vă că Aș vrea să, să revenim într-o strictă actualitate. Cred că puțină lume nu știe de Asterix și Obelix, ca benzi desenate. Da. Totuși, acolo miza este mult mai mare. Face un joc identitar, istoric, ca să nu mai spun că poate, la nivel psihologic, oferă niște reparații pentru anumite. Să spunem, nu știu ce fel de ego uri cu ghilimele, de iguare, care trebuie, iată, pansate în toate cele benzi desenate. Romanii sunt cei care pierd de fiecare dată în fața galilor și așa mai departe, între gal și franci. Nu știu ce legătură fantastică este, dar în Paris există o stație de metrou foarte important numită Alezia, iar Alezia reprezintă locul unei bătălii celebre în istoria antică între Cezar și rezistența gală și așa mai departe. Avem o statuie a lui Arminius în Germania. Iată, mersul înapoi se pare că funcționează și funcționează pentru prezent sau da, are un, un, a, o funcție justificatoare în anumite momente ale istoriei. A funcționat din plin în secolul al XIX-lea, da. care a fost secolul istoriei, a fost și secolul naționalităților sau națiunilor. Atunci, într-adevăr, națiunile moderne s-au constituit într-o măsură apreciabilă prin apelul, prin apelul la istorie. Da, și la trecut. Păi da, la istorie, la trecut, da. Da, la origini, la origine la, la origin, îndoseb. Când la noi e atât de prezent termenul Dacia, știți, publicațiile de pe la da. mijlocul secolului XIX, da. Dacia, Dacia e, literară, are, și mai magazin istoric Doria. pentru Dacia și așa mai departe. Da. Deci, când încă nu, nu era prea sigur termenul România, Dacia însemna. România mare. Da. O determinare teritorială. Totalitatea ținuturilor locuite de spațiului locuit de români. Așa putem să vedem legăturile astea și la francezi, și la germani, și la toate popoarele europene. Acum, totuși, istoricii au devenit mai, mai prudenți în asemenea afirmații și cred că sunt mai aproape de adevăr, fiindcă nu mai e nevoie de așa ceva. Unii de numesc sceptici sau chiar cinici pe istorici astăzi. Da, nu, nu văd de ce, am exagerat, de, de, ce am exagerat lucrurile. Adică România nu poate să fie unită dacă Mihai Viteazu n-a avut și el un proiect de unitate națională, dacă Dacia n-ar fi fost o țară unită, Prefigurând, prefigurând din antichitate România mare, nu, România și, și a dovedit-o, cum să spun, fiindcă, uite, Iugoslavia s-a făcut fărâme, Cegoslovacia s-a spart și ea. În schimb, România, exceptând teritoriile care au fost răpite, nu, nu n au nicio e bine nicio. Important România. importantă această subliniere. Da, dar, de, dar în rest nu a existat niciodată un, un asemenea... Conflict sau, dacă nu conflict, o asemenea neînțelegere între români, indiferent în ce provincie românească locuiesc, cum întâlnim în Iugoslavia, nu mai zic că s-a ajuns la masacru, dar chiar în. în Iugoslavia, am vrut să spun, dar chiar în Cehoslovacia. De, deci, pur și simplu, cea mai bună probă că românii se simt români și doresc cu toții să aparțină, nici nu se mai pune în discuție națiunii române, este aceea că românii cred astăzi în România, nu că Mihai Viteazu credea într-o Românie fictivă la anul 1600. Da, și faptul că Prezentul, din punctul ăsta de vedere, este mult mai important decât trecutul. Adică noi vrem să fim români, noi suntem români, noi aparținem națiunii române, apărăm frontierele de astăzi ale, ale României și așa mai departe. Dar nu văd de ce am apelat mereu exagerând, cum să spun, cum cu tare istoric lansează ideea Națiunii medievale. Am înțeles, spuneți-mi, pentru că ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni. Pentru dumneavoastră, ca profesionist, un subiect ca acesta este greu de abordat. Sunteți foarte concis întotdeauna în ceea ce prezentați. Datele, cifrele, mai ales, abundă și. În unele din lucrurile mele, da. nu sunt un maniac cap... al cifrelor. Dacă vorbim de da. crearea statelor naționale, e firesc să vedem care e ponderea fiecărui etnic, da. cum stăm cu minoritățile și așa mai departe. Și, și pentru asta ne trebuie și cifre. Este un subiect delicat și poate uneori deveni exploziv. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum, cum a fost abordarea acestui subiect? A fost una dificilă? A fost una care... Pentru mine? Da. A, pentru mine nu e vorba de vreo dificultate de genul ăsta. Fiindcă mă consider un om liber, care gândesc liber... Care nu sunt dator nimănui, eu știu să vin cu justificări, și în orice caz nu am asemenea atitudini tactice. Nu, nu mă gândesc niciodată asta să o spun sau să nu o spun. Nu, ce am de spus, spun. Asta e dreptatea mea, asta este adevărul meu. Dacă nu e corect ceea ce spun, vor putea alții să dovedească că lucrurile stau, stau altfel. Dar, nu, 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 nu vreau niciun fel să creez un scandal și cred că dacă zic că unitatea românească s-a afirmat treptat că n-a existat de la început, e evident că n-a existat de la început unii s-au supărat pe mine și știți că acum vreun an sau mai puțin de un an ambasadorul Statelor Unite la Chișinău a făcut o declarație în sensul că Republica Moldova are altă istorie decât România și a fost un scandal cumplit eu, eu, eu am luat apărarea ambasadorului american Spunând că e un lucru evident și mi se pare că e elementar și evident. Sigur că timp de două secole, când s-au creat națiunile și așa mai departe, Republica Moldova, a fost Sabasarabia, a avut o altă istorie decât, de, decât România. Că de aia se află cum unde se află. Dacă ar fi avut aceeași istorie cu România, s-ar afla în interiorul frontierilor românești. Da, poate trebuia făcut o precizare că în ultimele două secole, eu știu, habar n-am. Uh, dumneavoastră știți, știți mai bine. Um, nu, dar și țara românească și Moldova încă o dată au avut istorii diferite în evul mediu. Nu este, sunt două istorii foarte apropiate, dar nu sunt identice. Nu sunt identice totuși în evul mediu. Dar toate astea au condus spre marea unitate românească. Și atunci care i supărarea? Trebuie neapărat să avem de la Burebista? Să gândim ca Ceaușescu? Am înțeles. Pentru toți cei care sunt doritorii de a citi istorie și de a înțelege istorie încă o dată numele volumului pe care îl semnați în jurul Marii Uniri de la 1918 Națiune Frontiere Minorități. Repet, volumul va avea lansarea uh, joi 2 noiembrie la librăria Humanitas Cismigiu la orele 19. Domnule Lucian Boia, vă mulțumesc pentru participare. Și eu vă mulțumesc. Uh, vă mulțumesc pentru această discuție. Tuturor celor care ți-au avut răbdarea să ne ascultați și să fiți alături de noi până la sfârșit. Vă mulțumesc și vouă. Rămâneți în continuare pe RFI.